Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliu cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, sunteți în studioul Capital TV. Astăzi îl avem invitat, de fapt la această oră îl avem invitat pe domnul Emil Răstăiu, coordonator pro-România județul Hunedoara și în același timp primarul orașului, că nu sunteți municipiu, sunteți municipiu, oraș. Primarul orașului Simeria. Da, de data asta v-am invitat în calitate de coordonator al Pro-România Hunedoara. Așa, încă o dată, bună ziua, bun venit! Mulțumesc pentru invitație, bună ziua tuturor! Vis-a-vis de faptul că mulțumiți pentru invitație, v-aș răspunde într-un fel mai hâtru și aș spune să creșteți mari. Da, asta e vis-a-vis de partid, nu de dumneavoastră. Este o urare bună și chiar îmi place. E prima dată când cineva spune să creștem mari. Da. Că toți se gândesc să nu prea creștem. Da. Și e o problemă din punctul ăsta de vedere. Dacă, de ce să nu creșteți? Că până la un partid politic de asta se și înființează ca să crească, nu? Zice el că se înființează pentru binele românilor, pentru alea. Mă rog, eu nu prea mai cred bărbile astea, mi se par niște bărbi și uite așa îmi velea marmota, ciocolata în staniol și așa mai departe. Da. Pro-România este un partid de stânga, zic eu, sau e de centru stânga. Centru stânga, da. Acum s-o mai fi dat mai pe centru. Da. El este coordonat sau condus de către Victor Ponta, Victor Ponta care a crescut destul de mult, din câte știm noi, de când a început pandemia și până acum. Victor Ponta care a fost și președintele PSD, nu? Da. Și atunci întrebarea mea pentru dumneavoastră, Emil Răstăiu, fost secretar executiv, dacă nu mă înșel eu bine. La PSD. La PSD, Hunedoara, organizație, cu mânuță de Laurențiu, cu Laurențiu Nistor prin județ, prezent la toate manifestările PSD-ului. Deci omul greu în partid, până la urmă, nu? Secretarul a câta funcție în partid e? Practic este una din primele 3-4 funcții, doar la mod teoretic e după vicepreședinți. Da. E, acum sunteți coordonator Pro-România, partid de centru-stânga, avându-l la cârmă pe Victor Ponta, fost președinte PSD, parcă, nu știu, acolo v-ați dus toți nemulțumiții din PSD, cred că și-ați făcut partid. Da, mă rog, acum spuneți cum eu vă spun părerea mea noastră, mi-o spuneți pe dumneavoastră, după ce termin, vă rog, ca să aibă și cap și coadă ceea ce spun. Deci tot de centru stânga sunteți și dumneavoastră. Și atunci vreau să vă întreb așa, ce caută Emil Răstăiu? A fost secretar executiv PSD Hunedoara în Pro-România și coordonator pe deasupra. Vreți șefie? Eram bănuit. Sau sunt bănuit că vreau șefie, dar... Păi nu, nu așa s-a zis. Răstăiu vrea să candideze la CJ, Răstăiu vrea să fie deputat, vrea să fie președinte. Da. Ia, stă la fotoliu cu Ghimbi. În primul rând, nu se potrivește la Ponta ideea că au plecat nemulțumiții din partid. Ponta, Victor Ponta a fost dat afară din partid. S-a vehiculat foarte deci mult. Deci chestia asta, să fii președintele partidului și să fii dat afară. Da, s-a vehiculat foarte mult chestiunea asta că a fost dat afară, că a plecat din partid. El și-a dat demisia din premier, și-a dat demisia din președintele partid, dar a fost dat afară din partid, așa că nu suntem chiar pe aceeași... Dacă stau să mă gândesc, Victor Ponta, facem o paranteză acum, că o să facem tot timpul paranteze și o să vă rog să fiți foarte atent unde ați rămas. Victor Ponta, cred că e singurul premier care și-a dat demisia când a cerut o stradă. Era nevoie. Era nevoie. Au fost alți premieri cărora li s-a cerut demisia în stradă și nu și-au dat-o. Era un moment, cred că este bine să ne aducem aminte. Am discutat despre asta inclusiv cu el într-o emisiune. Victor Ponta a dat dovadă de mare responsabilitate. Dacă îi s-o luăm așa, câți din noi, ca români, am dat demisia din funcția de premier? Dacă am fi pe o astfel depinde de funcție. Depinde de conjunctură. Păi, depinde de conjunctură. Da, bun, îți dai demisia că ești acuzat de ceva, dar la momentul respectiv era o situație care nu se adresa direct premierului.
așa distanța era între avizările de la colectiv cu premierul României, încât nu puteai să asociezi sub nicio formă vreo vină în ceea ce ce-o privit, că până la urmă, dacă îi s-o iei așa, trebuia să-și dea demisia încă 10-12 persoane pe linie ierarhică. Ea a trebuit să-și dea demisia și asta, asta am apreciat-o și atunci, am spus-o și în partid, eram un pic cam să trecuse la președinte Dragnea și mai făceam aprecieri la adresa lui Victor Ponta. Pe tema asta a fost o mare, un mare lucru că și-a dat demisia. De ce? Pentru că era, dacă ne aducem aminte, era o presiune a străzii extraordinară, era o nemulțumire, normal. Nu era nemulțumire strict doar ce s-a întâmplat la colectiv. Se conturase o nemulțumire așa generală. Ieșea foarte multă din lume în stradă. Dacă ne aducem aminte, erau sute de mii de oameni în stradă. Ei aveau nevoie să se răzbune pe cineva. S-a prins pășitor. Da, Ponta și-a dat seama că o demisie a lui ca premier duce la o detenționare a străzii. Nu face bine țării să fie tot timpul un conflict, pentru că unii care stăteau acasă îi condamnau pe aia care sunt în stradă și cei din stradă îi condamnau, îi înjurau pe cei care stau acasă. Și nu știu dacă a durat, dacă mi-aduc bine aminte, în 2-3 zile deja s-a liniștit societatea. A fost un mare lucru pe care trebuia să-l înțelegem de la vremea respectivă și să-l luăm ca atare. Acum, fiind treaba asta, Victor Ponta și-a creat un grad de simpatie. Și atunci ce s-au gândit? Păi ia să spunem noi că el, după ce a fost dat afară din partid, hai să tocăm chestiunea că el a plecat din partid, că a evadat, că, mă rog, a fost, ne aducem aminte că a fost dat afară, a fost un comitet executiv în care l-au dat afară din partid, pentru că nu a vrut să fie schimbat Grindeanu din premier, în condițiile în care acum Grindeanu e apreciat de PSD. Deci, în timp, s-a dovedit că el a avut dreptate și atunci și are dreptate și acum. În ceea ce mă privește pe mine, să spunem așa, eu, într-adevăr, am plecat din PSD sau s-a dat și o decizie a biroului județean că sunt exclus din partid. N-am primit-o nici acum după un an de zile, dar, mă rog, asta e altă poveste. Da, deci n-ați primit decizia. N-am primit-o, dar, mă rog, asta este problema lor. Eu, până la urmă... Acum știu, un consilier județean care și-a dat demisia și a fost la ședință acum. Da, nu i-am pus-o în aplicare. Demisia, nu știu. Da. Mă rog, e un alt... Cascadorii râsului, da, mă rog. Da, cam suntem de cascadorii râsului în ceea ce privește politica și de-aia probabil că este și... chiar dacă m-a spus la punct un pic să nu vorbesc peste dumneavoastră, dar spun nu, și eu... Nu, puteți este, vorbi oricum peste cred, mine. Cred că asta este atitudinea de lehamită pe care o are societatea în general față de politică și pe care, până la urmă, e îndreptățită. Pentru că se vede că se tot fac tot felul de lucruri, se încearcă tot felul de vopsiri, de spoiri, de azi suntem buni, nu mai contează ce am făcut ieri. Azi nu, noi suntem... Mă distrează asta, ala asta, cu asta în jur, mâine te pup. Eu prefer să nu prea în jur. Bine, ca vorba vine în jur. Ca să întrebească să te pup pe urmă. Ca să nu fiu acuzat că după aceea stau la masă cu cineva care me l-am înjurat. Nu cred că sunt prea mulți. Dar care... drept că, de exemplu, pe Laurențiu Nistor nu l-ați înjurat, care e președintele PSD-ului. Nu cred că l-am înjurat pe nimeni. Nu, că nu știți ce vreau să vă întreb. Și va trebui să stați la masă cu el pentru că se prefigurează o alianță PSD-ALDE pro-România, nu? Nu se prefigurează nicio alianță în momentul ăsta. În momentul ăsta se prefigurează un partid pro-România care va conta în județul Hunedoara. Asta se prefigurează. Cu privire la alianțe... Și că nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu miroase. Acum, dovedit că, se pot spune multe, dovedit, pot să îmi aduc argumente scrise că în ceea ce am făcut și am zis în ultimii 20 de ani, cât o ținut de mine, m-am ținut de cuvânt. Și ce am avut de spus, am spus, ce nu era de spus sau am avut incertitudini, n-am spus. Că să fac presupuneri, că nu știu ce se gândește, reșteu să spună sau să facă, asta e altă chestiune. Referitor la treaba asta cu alianța.
eu particip la această construcție, nu-mi doresc să fiu președintele Pro-România. Sunt acum coordonator Mester și Marica, Mester și Grigor, ne ocupăm fiecare de treburile noastre. Până la urmă, particip la această construcție pentru că îmi doresc să fie un partid care să pună, am și exprimat-o prin diferite emisiuni, să șantajeze... Să șantajeze? Da, șantajeze la modul pozitiv. În sensul poate că, exista? Da, da, pentru că dacă depinde de votul nostru o decizie a Consiliului Județean, să fie doar vom vota și colegii mei vor vota, că eu nu o să fiu consilier județean, nu candidez pe listă de consilier județean, vor vota doar dacă răspund necesităților populației. De necesităților generale. Eu știu că povestea asta... Aș zice să influențeze, nu să șantajeze. E dur termenul ăsta. Păi, nu-i dur. Să nu fiți acuzat de altceva. Nu-i dur. Nu-i dur. Pentru că s-a dovedit că marile partide nu răspund la rugăminți și la înțelegeri din astea omenești și de bună credință dacă nu le știu de frică. Uite așa, cât e de mare PSD-ul sau PNL-ul, dacă au siguranța că fac ce vor, o iau pe arătură. Și noi vrem să ținem pe calea dreaptă, aia grea. Da, dar e cam greu. Da. Și vă place? Da. Și reușiți? Cu siguranță. Ah, să vedem. Tema emisiunii este pregătiri pentru alegerile locale. Vă pregătiți? Sau ați cam terminat pregătirile? Nu, nu. Nu, suntem poate chiar și un pic în urmă în sensul ăsta de pregătire. Asta nu e bine. Cum în urmă? Păi, da, suntem în urmă că nu avem listele complete în toate localitățile. Da, da, suntem un pic în urmă. Dar de ce nu aveți complete? Un partid mic, un partid în creștere... foarte greu generează încredere ca oamenii să vină alături de... Hai, Iurea, domnul știu. Haideți să vă spun care e treaba. Sunt o grămadă de localități unde nu aveți liste complete din cauza fricii oamenilor de primar în funcție. Am crezut că îmi spuneți o noutate. Dar păi din și păcate... de ce nu spuneți dumneavoastră? De ce trebuie să spun eu? Urma să spun. Credeți-mă, chiar m-am gândit când vin... Dacă să spuneți sau nu? Nu, 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 m-am gândit să o spun. Păi asta duce repre, eu știu câteva cazuri. Știu haideți să vă spun. Că sunteți într-o... faceți o emisiune înțepată așa cu pic. Eu sunt amic, că prieten e mult spus, sunt amic și cu Emil Răstăiu de la Pro-România, sunt amic și cu reprezentanții PSD, amic. Da? Pentru că vă cunosc, ne vedem, ne întâlnim, ne salutăm, da? Nu pot să zic că nu vă cunosc. Fiind amici, noi ne întâlnim, de exemplu, pe stradă, ce mai faceți, cum faceți, ce ați mai făcut, ce probleme mai aveți, cum discut cu noastră, discut și cu alții. Știu câțiva reprezentanți de-ai partidului noastră, nu contează pe cine, care mi-au spus cu subiect și predica, bă, nu pot acolo, sub nicio formă, m-am dus, am vorbit cu omul azi. Și mâine, da, mâine urma să mă duc să-i fac adeziune, să-i iau declarația de pe propria, să-l pun consilier, sala. Mâine când m-am dus, știi că am probleme în familie, că nu mai pot, că totuși mai bine cautez, susțin, dar caută pe altcine. Așa? Da, da. Acum, jocurile politice nu sunt de condamnat, în sensul că apelezi la oameni care vezi că se duc în altă direcție, să-i atragi de partea ta, dar de acolo până ai amenințat sau ai... face să înțeleagă că nu le va fi bine după alegeri sau poate chiar și în perioada asta, e departe și asta este un lucru care cum să zic, este argument pentru ideea că alegerile trebuie să fie făcute din două tururi. Nu pentru este, primar. Da. S-ar dimina foarte mult astfel de atitudini dacă alegerile nu ar fi într-un singur tur. Eu acum nu fac lucrurile astea numai cu oamenii simpli, oamenii onești, oamenii care vor să facă politică. Poate chiar numai vor să ajungă un consilier dacă fac cu mine. Dacă sunt primari care încearcă să mă ia... Chiar, care e relația noastră cu primarii? Păi,
Cu primarii din județul Muntenia. Din punctul meu de vedere, relația este ok. Din punctul lor de vedere, mă văd ca un ghimpe și chiar vin și cu oareși ce amenințări. Care primaria? PSD sau PNL? Și. Vin și cu un fel de amenințări și de sugestii în care, bă, vezi că tu cam prea te... că dacă venim și noi la Simerea, dacă ne implicăm și noi să facem nu știu ce, să vă... Deci, primar dacă... de care? De orașe sau de... Nu vreau să dau detalii, probabil că la un moment dat o să de le de orașe spun. Sau de comună? De orașe. Am un exemplu și de comună. Deci, cine îl dați acum? Nu este cazul pentru că... vreau să creăm tensiuni. Da, se creează tensiuni, dar... așa cum le-am spus, și mă uit în ochii lor la cei care se știu vizați, că și în 2012 am zis, păi, mai există viață și după alegeri. M-ați ignorat și atunci, m-ați ignorat și acum. Cred că totuși să avem un pic de minte, să ne gândim că... Asta trec. Trec. Și noi trebuie să ne întâlnim, să discutăm unii cu alții, să ne facem strategii comune de dezvoltare a zonei. Eu chiar cred în lucrurile astea. Eu mă implic la nivel de județ în a face politică județeană, nu că am eu un interes. Ce interes am? Eu candidez la Simerea. Mi-ar fi foarte bine dacă aș sta liniștit, nu ar mai veni un deputat, un nu știu care, pe Simerea să coordoneze campania anti-Râșteiu, că dacă aș sta liniștit. Dar mi-asum lucrurile astea. Mi le asum, pentru că eu chiar ce cred. Dar e frică de Toma? Nu că mi-este frică. Aia e semnul că, într-adevăr, vor să preseze, vor să-i demonstreze, dar ăștia eu nu știu ce. Nu știu, e problema lor ce vor să... Tomai e coordonatorul campaniei. Nu mă uit în curtea celorlalți. Până la urmă, lucrurile sunt clare la Simerea. Din ce punct de vedere? Dacă lumea este mulțumită, merge mai departe cu Râșteiu primar. Dacă este nemulțumită, caută variante alternative. Și este valabil peste tot. Acolo unde, cum să zic, apar încrâncinările și chiar le sugerez primarilor, care și stau bine în sondaje, în percepția publică, să lase presiunea pe tot felul de partide. Nu mă refer numai la Pro-România. Și pe presiune pe PSD, pe PNL, pe ALDE, pe, nu știu, pe USR, să lase presiunea. Acum este momentul când stai bine, când oricum ai toate șansele să ieși ca și primar, că din primul tur, ca primar în funcție, ai toate șansele să ieși. Acum este momentul să relaționezi, să-și facă relaționările cu celelalte partide. Nu putem trăi într-o lume de ură. Nu putem trăi într-o teroare. Nu putem să ne urmărim unii pe alții. Chiar după un episod de genul ăsta, de teama cuiva că să vină spre noi, că ar putea să fie afectat, i-am zis, băi, eu cred că sunt unul din fraierii de politică pe zona asta. Și m-a întrebat cel cu care vorbeam, că de ce? Păi, oameni care i-am ajutat și urmează pe unii să îi ajut în continuare, îs pe altă linie politică. În ce sens i-am ajutat? În sensul că a răspuns solicitărilor lor, că au avut nevoie să se întâmple anumite lucruri pe strada lor, la blocul lor, că m-au solicitat, am făcut ceea ce trebuia să facem. I-am luat în considerare atunci când nu-i băga nimeni în seamă. Și ei sunt pe altă linie politică. Și eu nu le am treabă, eu vreau să relaționez cu ei și după. Îs pe locuri, pe liste de consilieri, oameni care eu îmi doresc, după ce se încheie campania electorală, să relaționăm tot la fel cum am relaționat și până acum. E așa, e și normal, nu? Că în cazul în care veți câștiga... Păi e normal să relaționați și după. Că dumneavoastră, de exemplu, dacă o să câștigați din nou alegerile la Simeria, o să fiți primarul tuturor simerienilor, nu doar al celor care v-au votat, nu? Asta este o atitudine. Da, eu dacă aș face presiuni pe ei, cum ar fi? O urât. Dar vreau să vă spun că, de exemplu, dacă asupra mea, ca și cetățean, asta o spun eu, dacă, și nu înțeleg pe cetățenii asupra cărora să fac presiuni, s-ar face presiuni, că te ameninți, ce mă ameninți, mă? Ce pot să-mi fac? Ce poate să fac? Da, se pot face multe. Din păcate se pot face multe. Auzi, până la urmă, și faptul că nu-i faci așa, bip, nu vrei să-i faci strada la unul care îi pe o anumită linie politică. Păi bun, dar nu să nu mai e pe strada aia.
Uite așa suferă și el, dar să-i arăt eu că cine este un primar tâmpit, să fie cu iertare care face așa ceva. Păi ce-i primăria lui Măsa? Pe românește. Da, știu, dumneavoastră îmi spuneți acum ce se întâmplă, dar eu vă spun că nu e ok. Urmăriri. Urmăriri pe la... Mă, unde suntem? De ce am luptat în 89? Din păcate sunt unii care fac lucrurile astea și care nu este în regulă. Și chiar Doamne, dacă se întâmplă lucruri de astea, scrieți-ne. Cu riscul că se supără pe mine, eu nu o să fiu de acord niciodată cu atitudinea asta. Nici eu. N-am cum. Mai ales ca jurnalist. Până la urmă, și cei din primărie, eu... Toată viața mea de politician, să spunem așa, de 20 de ani de când fac politică, eu tot timpul am cerut la cei din primărie să stea deoparte, să nu să fie nici cu mine, nici împotriva mea, să stea deoparte, ei sunt funcționarii primăriei care trebuie să, într-o eventuală schimbare, trebuie să ducă lucrurile mai departe într-un mod natural. Găsați o echipă acolo, normal. Nu neapărat că suntem o echipă. Aia e echipa 4 ani de zile, după alegeri, iară alți 4 ani în echipă. Că, mă rog, sunt unii care le convine, altora nu le convine. Sunt lucruri care țin de bunul mers al societății. De aia trebuie să avem grijă. Păi bun, și ați spus că sunteți un pic în urmă, cu listele, cu astea. E un handicap, e un dezavantaj, o să reușiți să vă reveniți. Iată, a început deja depunerea candidaturii, nu? Da, o să avem în mare parte din localități liste de consilieri, de candidați de primari. Nu avem peste tot, dar nu este o... Noi până la urmă ne vedem în ungul nasului. Noi ne vedem până la urmă unde suntem acum. Noi creștem pas cu pas, așa cum spune președintele, că e președintele nostru, nu? Da. Mergem pas cu pas. Cu siguranță vom intra în foarte multe consilii locale. Avem șanse și să adică avem candidați cu șanse mari de a fi primari. Deci suntem pe o poziție, cum să zic, cred că asemănătoare cu ce a fost APR-ul în 2020. Faceți pragul pentru Consiliul Județean. Cu siguranță. Acum nu ne mai punem problema că nu facem pragul, ci ne punem problema cu câți consilieri județeni intrăm. Cât v-ați dori? Ai, bun, ne-am dorit... Toată lista. Nu? Bun. La modul realist, putem să luăm în considerare că ar fi posibil să ajungă la undeva la chiar 4-5 consilieri județeni. Interesant punct de vedere. Sunteți optimist? Realist, nu interesant. Realist. Eu nu vă contrazic. Asta ne va da posibilitatea să fim un partid important în județul Hunedoara. Bun. Pregătiri pentru alegeri, nu știu exact dacă mai avem timp sau trebuie să luăm publicitate. Am trecut de 25 de minute sau suntem aproape de ele. Așa, da. Cred că putem lua publicitate, luăm câteva momente, după care revenim, rămâneți cu noi.